La 1 noiembrie, managerul Spitalului Județean de Urgență Deva anunța că UBU Călan se redeschide, însă cu program scurt, de la 8 la 15. Ieri, reprezentanții Spitalului Județean au organizat o întâlnire cu 9 medici de urgență din județ, care ar putea asigura gărzile aici, dar la întâlnire s-au prezentat doar 4. Unitatea de primiri urgențe de la Călan, aflată în subordinea Spitalului Județean de Urgență Deva, a fost închisă în data de 17 octombrie din cauza lipsei de personal, mai exact a medicilor specializați în medicina de urgență. Ieri a avut loc o întâlnire a conducerii SJU Deva și a câtorva medici de urgență. Din discuțiile purtate a rezultat că în acest moment linia de gardă de la punctul de lucru Călan al UPU Smurd Deva nu poate fi asigurată, dar încă se așteaptă decizia celor 4 medici care nu au participat la discuții. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara, vor continua și demersurile în vederea angajării de medici.